fratele este și prieten și sprijin. Fratele este frate. Astăzi, un frate respectat își celebrează ziua sa de naștere, iar sora împreună cu familia sa vin cu cele mai frumoase urări de bine. Surori, cred, cumnatul lui din Cehia, numai ei, da, ăștia. Da, foarte corect, care vin cu un mesaj de felicitare. De ziua ta vreau să-ți urez multă sănătate, prosperitate, un noroc infinit care să-ți transforme visele în realitate și să te facă cel mai fericit. Viața ne-a împrăștiat prin lume și, din păcate, nu pot fi alături de tine pentru a sărbători aniversarea ta. Dar m-am gândit să te surprind cu o surpriză pentru că tu ești unicul meu frate și noi doi suntem legați de o sânge și o stea fără seamă. O mamă la pieptul ei, fără margini, ce tot ne adună împreună. La mulți ani și o aniversare cât mai frumoasă îți dorim, cu drag, sora Cristina, cumnatul Valeriu și nepoțelul Matei de la Praga. La mulți ani! Toate ce sunt pentru dumneavoastră. Mulțumesc mult, dacă aveți un mesaj de mulțumire pentru soara și pentru mulțumesc mult din toată inima. Trebuie sigur și alături, dar dacă s-a întâmplat, sunt departe. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Să trăiască la mulți ani trăiască. Domnul Andrei să trăiască la mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate să vedea Domnul tot ce doriți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani! În fel de nou cu o dedicație muzicală din partea surorii cu dumneavoastră. Eu sunt departe și mi-e dor, dar nu mă plâng de soartă, căci fac ce pot pentru cei dragi, rămași pe un colț de hartă. Am învățat să mă descurc și aici sunt printre oameni, bani și haine și un lecaș, și nu-mi lipsesc nici bani. Dar eu mai cred, încă mai cred, speranța nu mă lasă. Știu că odată într-o zi voi reveni acasă și că va fi un cer senin și drumurile bune. Iar frații mei un bun venit, din suflet îmi vor spune.